Noi cu proiectele stăm foarte bine, nu putem toate să le dăm drumul deodată, dar deja am început lucrarea cu școala, cu corpul de școală de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu. Problema cea mai gravă e că vine un an electoral și cei care vor să câștige, cum să zic, Capital politic. capital politic, vin cu fel de fel de probleme. Și aici vreau să mă refer, avem un proiect de 6 km asfaltare în Mihai Viteazu. Și bineînțeles că s-au, datorită ploilor și trece iarna, pe aici, pe acolo au apărut gropi. E, acești politicieni care vor să capete, cum am zis, capital politic, încep și spun, uitați, s-a stricat drumurile. Dar stând și gândindu-te, n-ai cum să arunci niște bani. Acum s-a stupit gropile și peste 2 luni sau 3 luni sau 5 luni să vii cu asfaltarea. Asta trebuie să înțeleagă cetățenii mei din comună, că să aibă răbdare și am zis-o de asfaltarea în Mihai Viteazu, dar și rețeaua de apă și canalizare în satul Sinoie. Acolo e o lucrare mai amplă și nu și are rostul, tot la fel, să investesc niște bani pe drumuri, să-i arunc aiurea și după aceea să venim să săpăm înapoi când începe lucrarea de rețea de apă și canalizare. Aceasta e rugămintea mea ca cetățenii să înțeleagă că nu se poate arunca niște bani în vânt, cu toate că vin X și Y și încep să spună, uite, s-au stricat drumurile și primarul nu face nimic. Nu. Nu putem să aruncăm niște bani aiurea când avem niște proiecte în față și care cât de curând o să începem lucrările și să aruncăm niște bani înainte și după aia să stricăm acei bani la lucrarea care va începe pe proiect, să săpăm și să stricăm tot ce am făcut. Și o problemă mai gravă, foarte gravă, consider eu, că la aceste toate proiecte primăria trebuie să vină și ea cu niște fonduri. La care Cofinanțarea, nu? Așa cu o finanțare din partea primăriei. Da. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, avem 4 luni buget, n-avem, nu știm pe ce să ne bazăm. Și după câte se aude, nu știu cât e de adevărat, dacă va fi bugetul cum se aude, nu știu dacă putem să ducem la îndeplinire aceste proiecte cu finanțarea din partea noastră. E o problemă foarte gravă. Am făcut adrese către Consiliul Județean și am anunțat că avem atâtea proiecte și așteptăm un răspuns de la dânsii dacă se poate să ne ajute, că altfel se pierd acești bani europeni și nu sunt puțini, sunt foarte mulți, sunt peste 5 milioane de euro. Avem rețeaua de apă și canalizare pe Sinoia. Avem corpul de școală care deja i-am dat drumul la lucrare cu 6 săli de clasă. Avem 6 km de asfaltare, 1 milion de euro pe satul Mihai Viteazu, care cât de curând vom da drumul la lucrare și acesta. Mai e de așteptat la rețeaua de apă și canalizare că încă nu a ieșit proiectul tehnic ca să ținem licitația Pentru care și localitate? în Sinoie, Pentru Sinoie. Sinoie, pentru Sinoie și totodată cel cu camere de luat vedere, asta e o valoare mai mică și asta la fel cât de curând vom da drumul la lucrare. Acestea sumează Și 5 milioane de euro, nu? asta nu e 5, e vreo 3 milioane și ceva. Un proiect care încă n-am semnat finanțarea cu 2 milioane de euro pe zonă defavorizată, în parteneriat cu școala, liceu tehnologic și amândouă dispensare și un grup țintă de 100 de persoane pe
Sinoe și 150 de copii. Sinoe face parte din zona defavorizată. 2 milioane de euro, care acești bani eu poate nu o să mai fiu primar, dar e foarte bineveniți că vom dota dispensarele cu... O să arate dispensarele noastre ca și cum unele spitale din Constanța. Vor fi ajutate cei care n-au acte pe case, să le facem acte. Autorizate de construcție, că sunt case vechi care nu au, sunt case noi care, adică noi, de 20 de ani de zile făcute, nu au autorizații de construcție. Sau chiar n-au acte vânzare-cumpărare. Foarte multe sunt cu o chitanță cu câțiva martori între ei, vândute și cumpărate. Și atunci vă ajutăm pe aceste persoane care intră în grupul țintă, să-i ajutăm să facă acte. Cei care nu au pregătire să... Adică care nu au urmat școala generală, măcar să aibă o clasă, o să-i ajutăm să se scrie, să urmeze cursuri. Să ai un proiect cu de toate, așa. Da. Da, da, păi e o sumă foarte mare, 2 milioane de euro. Dispensare, școală, da. Acte, legalizare, bani, școlarizare. Trebuie să facem multe din ei, că sunt foarte mulți bani. Înțeleg. Da, acest proiect, prima dată, vă spun sincer, când am vrut să demarez, stăteam pe gânduri. Dar acum stând și gândindu-mă, e foarte binevenit.